Salut, suntem în direct pe pagina mea de Facebook, pagina de candidat independent. Am prins o perioadă de liniște și de intimitate aici în dormitorul ăsta. Mă gândesc să vă raportez despre ce am făcut până acum, nu despre ce se va întâmpla în zilele următoare, că iată, suntem în toiul unei perioade festive, nu știu cum să-i zic. Unii sărbează ziua independenței, alții degrabă o sărbeze ziua limbii. Mai ieri, unii au sărbat ziua eliberării și în ajun pe 23, alții au comemorat victimele regimurilor totalitare. I-au zis chiar zi de doliu europeană prin ordin de guvern. Zi de doliu pe care nu prea mulți au luat-o în considerație. La fel cum nu prea ia în considerație lumea nici sărbătoarea independenței, nici ziua limbii. Eu cred că nici sărbătorile religioase oamenii nu prea le iau în seamă, decât le folosesc ca ocazie de a se întâlni, de a face niște frigărui sau de a se odihni la natură. Iar când sunt sărbători din astea una după alta, oamenii folosesc cu mare plăcere vacanța. Chiar dacă unii nu lucrează, dar o consideră ocazie bună, vacanță de a merge la țară, de a se întâlni cu rudele. Am înțeles că era coadă la Vama Palanca și Tudora, spre Odessa. Foarte multă lume s-a grăbit spre mare, cel mai apropiat litoral de noi fiind marea din jurul deltei, sau cum se numește, de la gurile râului Nistru. Sergeevca, Odessa și ce mai este acolo. Eu o să vă povestesc despre cum au decurs primele 3 zile de colectat semnături. Dacă nu știați, încerc să candidez pe circumscripția 33, acolo unde a lăsat liber mandatul de deputat Andrei Năstase, care a preferat să rămână în guvern, ministru de interne și vicepremier, dar se pare că nici asta nu-l tentează foarte mult. Nici ministrul nu prea vrea să ajungă. El se laudă că e primar ales al capitalei și că ar fi trebuit să fie recunoscut ca primar. E foarte posibil ca chiar să participe în campanie electorală la alegerile locale din 20 octombrie, ca, eu știu, reprezentant al coaliției de guvernare, blocul acum, pentru aceeași funcție de primar. Deci, iată, se constată că primar al unui oraș e mai important decât vicepremier, ministru de interne sau mandatul de deputat. Eu nu cred asta și de aceea la alegerile din 20 octombrie încerc să candidez pentru Parlament. Cred că mai potrivit pentru mine e mandatul de parlamentar, de deputat. Totuși, voi încerca să strâng semnături și pentru funcția de primar, nu în capitală, pentru că aici e imposibil 10.000 să strângem în 3 săptămâni. Deja mă îndoiesc că aș putea să strâng 1.000 de semnături ca să candidez la primăria Durleștilor, de exemplu, dar nici nu mă tentează să candidez la primăria vreunui sat, pentru că eu vin din sat, știu ce sărăcie și jale e acolo și nu cred în viitorul satelor. De ce e foarte probabil să mă limitez doar la candidatură în circumscripție 33 pentru mandat de deputat și poate în Consiliul Municipal Chișinău, pentru că cred că e necesar cetățenii să poată participa în cheltuirea banilor, în aprobarea proiectelor și să poată participa cu bună credință sau cu hotărâre sau cu curaj. Iată, azi am fost la un protest la Primăria Chișinău, chiar dacă nu e nimeni acolo, e vacanță, e zi liberă, dar noi am protestat pentru că nu a existat transparență și pentru că nu a existat rațiune în distribuirea peste 2 milioane de lei parcului Dendrariu, ci că să amenajeze o alee cu nu știu ce, dar ei de fapt au dat banii cei pe o statuie. Am vorbit cu cineva din Consiliu și a zis că dar noi n-am știut că aceea e statuie religioasă, că va fi Iisus Hristos acolo. Dar indiferent dacă e Iisus Hristos sau nu, eu nu cred că e prioritar acum pentru această primărie, pentru această capitală, cu drumuri sparte, cu drumuri neiluminate, cu
lipsă de canalizație în suburbii, etc., etc., nu cred că era prioritar 2 milioane pe o statuie. De ce ați aprobat să se dea bani pe o statuie? Deci, iată, de ce cred că trebuie participată viața publică ca concursurile să se facă publice pentru funcții publice, să se facă concursuri cinstite și pe merit și ca banii, bugetele să fie consultate cu cetățenii și cetățenii să decide. Știu că mulți cetățeni ar vota și chestii aberante, dar măcar cetățenii să-și poată asuma aceste decizii. Dar așa, iată, noi am fost ignorați, n-am fost consultați și am fost buzunăriți de către religiosul de director al parcului de Întrariu sau cine acolo era în majoritate în Consiliul Municipal Chișinău, care au decis să facă diversiunea asta, să zică vrem să reparăm aleea cu tare, să o facem ca grădinile de la Versailles și acolo să întrunăm în fontanul acela o sculptură a lui Iisus Hristos de 2 milioane de lei. Deci eu mă consider buzunărit de acești impostori, de acești șmecheri, care, iată, în campania electorală se vor lăuda că da, noi am făcut ceva pentru credință, pentru neamul nostru, când de fapt sunt niște populiști și niște șmecheri. Îmi pare rău că avem un neam atât de ușor de păcălit cu o sculptură și cu niște cadouri electorale. Să revin acum la problema mea de bază. Ziceam, de 3 zile am legitimație de potențial candidat și am și foi din astea, liste de subscripție, le numește statul. Iată, au antetul Comisiei Electorale Centrale, au și număr de înregistrare, fiecare filă e cu număr aparte, ceea ce nu se întâmplă în România, acolo pot scoate din lege formularul și pot colecta oricine. La noi avem un grup de inițiativă de 4 persoane, azi am mai recrutat 2 persoane care s-ar putea să facă parte din grupul nostru de inițiativă și de 3 zile strâng mai mult eu singur, dar iată și ieri și azi am fost însoțit de către cineva, strângem semnături în susținerea candidaturii mele. Lucrul e anevoios, e soare, lumea e obosită, e nemulțumită de politicieni sau dacă îi găsește acasă, fie au viza de domiciliu în altă parte, nu-s din circunscripția asta, fie au buletinul expirat, fie nu l-au acasă și de asta până acum am reușit să strângem aproape 60 de semnături, ceea ce înseamnă puțin peste 10% din numărul necesar de semnături, deci cu un randament de 20 de semnături pe zi s-ar putea să trebuiască să strâng semnături până pe 19 septembrie, așa cum prevede legea, data limită de prezentare a dosarului și deci indiferent că eram primul care am constituit grupul de inițiativă și am depus dosarul la Comisia Electorală Centrală, s-ar putea în buletinul de vot să nimeresc ultimul, dacă nu cumva comisia va zice că nu-s bune semnăturile, că iată, cineva a scris cu grafie chirilică, dar ce să-i fac omului dacă așa ține minte, dacă așa a fost învățat, dacă statul în 30 de ani n-a reușit să învețe pe oameni, să învețe alfabetul latin, acela 26 de litere, eu ce să-i fac omului ăsta? Dar cum să-l privesc de dreptul de a mă delega, de a mă susține? Adică cum să-i anulez semnătura asta dacă e absolut clar ce a vrut să zică, nu? E clar și numele, e clar și anul naștere, e clară și adresa, e clară și seria buletinului. Sau dacă omul a început să scrie numele susținătorului și tot alături în aceeași căsuță a început să scrie prenumele și mi-a zis că nu, prenumele nu acolo, pune alături și atunci el mai scrie odată prenumele alături, ce ăsta o să fie motiv cum făcea Vadim Brânzaniuc să-mi anulez, pentru că e cu mâzgăleli, că e cu corecturi. Ăsta o să fie un motiv să-mi anulez semnătura? E foarte posibil să fie. Sau iată, întâmplător am atins cu pixul pagina și e o zgârietură așa pe pagina, pe vreo 3 semnături sau vreo 3 nume. Ce o să fie un motiv de anulat semnăturile? Sau o femeie mai ieri la Durlești avea vopsea, că lucra cu vopseaua și pregătea poarta și cu vopseaua aceea mi-a pus o pată verde pe foi. Ce o să anulez toată foaia sau semnăturile de sub pata verde sau ce o să se întâmple cu ele? Sau altcineva vedea foarte rău și zice, nu scrie pixul ăsta? Și eu zic, cum nu scrie? Și am mâzgălit alături și a ieșit o mâzgălitură pe câmpul alb de la foaie. O să anuleze toată lista asta cu 29-28 de semnături din cauza mâzgăliturii celea? Și da, e posibil să se întâmple orice, pentru că special s-a făcut procedura asta
anevoiasă pentru prostimea de noi care strângem semnături, ajutăm oamenii să strângă semnături sau semnăm pentru niște oameni, pentru că cei de la guvernare de regulă folosesc resursele administrative și scot la printer ei cu mâna lor să strângă aceste semnături. Sau ați văzut cum făcea Plahotniuc, niște oameni care n-au legătură cu grupul de inițiativă, scriau tot în numele oamenilor și oamenii puneau doar semnătura. Asta se vedea pe videourile lui Plahotniuc pe care le-a afișat el în campania electorală. Deci el s-a trădat, toată lumea, concurenții au sesizat Consiliul Electoral de Circumscripție și nimic nu i s-a întâmplat. Pe când mie, la circumscripția 50, mi-au invalidat 200 de semnături. Deci dacă nu mai aveam încă 30 în plus, puteam să nu fiu înregistrat. Sau ar fi trebuit să mă judec cu ei ca să demonstrez că am dreptul și că am dreptate. Pornesc din clipa asta, dacă vreți, posibilitatea de a intra cu mine în dialog și de a comenta sau de a pune întrebări despre cum decurge colectarea de semnături. Să știți că asta nu e campanie electorală. Iată, am publicat azi pe Curaj TV un video de la Bilicienii Vechi, Sângerei. O posibilă concurentă electorală semnalează că o actuală politiciană, primara în funcție, folosește și pârghiile administrative, dar și cunoștințele ei juridice și încearcă să fure startul campaniei electorale. Și înțeleg că în ziarul raional sau undeva un ziar electoral a început să facă publicitate electorală. Dar ea încă nu e înregistrată concurent electoral. Da, a început perioada electorală, dar n-a început campania electorală propriu-zisă. Ea încă nu e înregistrată, că nu există încă format Consiliul Electoral de Circumscripție. Deci, acea publicitate e ilegală. Deci, să știți ce fac eu acum. Nu e publicitate electorală, ci încerc să vorbesc despre situația electorală. E un film de activism civic pentru care, dacă țineți minte, acum câțiva ani m-a remarcat și m-a lăudat Organizația Națiunilor Unite cu sediul în Republica Moldova, cu filiala din Moldova. Salut, Valeriu, mulțumesc pentru că ai intrat. Și salut. Mulțumesc că difuzezi deseori mesajele mele. Mă ajuți chiar dacă nu ești alături. Într-un fel sau altul m-am angajat singur acum un an sau un an jumate să informez circumscripția 53. În primul rând, pentru că acolo locuiești. Locuiai tu și aveai drept de vot acolo? Nu asta era motivul principal. Motivul principal era că acolo avem un concurent care avem ură pe el. Care el, compania electorală nu s-a început, circumscripțiile încă nu erau hașurate, dar el deja știe în ce, unde să candideze. Vorbesc despre Constantin Țuțu. Și eu să lupt într-un fel cu dânsul, să combat prostia lui, încercat să creez grupul circumscripția 33, încercam oameni să informez, să distribuiem. Și cu asta, de atâta și distribui la moment, iar și materiale și apele și normate. Chestia între așa e că eu tot anul trecut încă mai, într-un fel sau altul, mai molipsit, mai infectat de a participa în viața politică. Dar și-am hotărât, vreiem să mă implic în alegeri locale de amut, din toamnă. Însă m-am descurajat noua guvernare. Eu am dat codul electoral. Da, la sistemul electoral l-a umblat, l-a modificat, dar nu l-a îmbunătățit cum a promis. Eu a spus că noi asamblăm, să-l modificăm și să-l îmbunătățim. Chestia cu semnăturile pe mine m-a descurajat. Eu tot trebuie să le colectez undeva vreo 240 de semnături ca candidat independent și nu era să reușesc. Eu trebuia să iau o săptămână, maxim 10 zile de concediu, nici 10 zile de aici și să ajung acolo să le colectez, nu reușeam. M-a descurajat din start. Și da, eu știu că e colectarea e nevoie. Singur am participat la colectare, știu, cunosc cum se colectează foarte greu. Mi-a reușit într-o lună de zile cât am colectat cu tine. Eu personal, maxim 50, nici 50 personal n-am colectat. Mai mult împreună nouă ne reușeam, că eram în centru la poștă și unul îndemna, altul scria și cât de cât o mers procesul de colectare. Am nu știu cum merge. Gândesc tot așa nevoios. Deci mafia asta care e amu nu se diferențează cu mult decât mafia și e. Mai ales în ceea ce ține domeniul electoral. Ei cred că de actualul sistem pe dânsul îi favorizează și sistemul ăsta birocratic ca și cum îl controlează ca să nu le permită altor partide mai mici, cum sunt des spunem pe nume. Partidul nostru, partidul și nu mai este acolo, al lui Mocanu, antimafie, da, care ar avea șansă să acceadă în Parlament,
Deci ei intenționat lasă și pragurile înalt și pentru candidați independenți 2%. Că ei cred că ei asta până și îi favorizează. Dar cum așa mai spus mai înainte, să nu o păsați cum o poți stop organul genital de onoare a Partidului Democrat. Când au promovat legea cu ridicarea pragului electoral până la 6%, de la 4 la 6, și tot el nu a acumulat numărul necesar, a acumulat 5,9. Deci, alegerile viitoare anticipate, posibil e să nu singur să bine de pragul ăsta electoral. Cel puțin eu asta vreau. Să pățească și așa. Dacă nu au minte să-l coboare. Mulțumesc, Valeriu, pentru intervenție. Asta. Și succes mai departe. Nu știu. Da, mulțumesc. Încerc să mă descurc, ți-am zis, mai vin ajutoare, sper că în 2, în 3, în 5, cât o să fim, în 6, să reușim mai mult. Mâine voi merge din nou la Trușeni, tot așa, din casă în casă. Vezi diferența cum ai, ca atunci stăteam la kilometru zero și treceau oameni și puteau semna de orice circunscripție. Acum trebuie să merg din casă în casă pentru că trebuie să semneze numai oamenii din localitățile astea. Trușeni, Dumbrava, Durlești, Codru, Sângera, ce mai aveți voi acolo? Dobrogea, Revaca, și Dobrogea și Revaca, Băcioi și cu satul cel la Brăila. Cred că mai sunt și niște sate foarte mici, 5, 10, 20 de case, dar primăriile sunt astea, 3 orașe și vreo 5 sate. Astea sunt granițele circunscripției 33 și pot semna numai oameni de acolo. Foarte des începe omul să scrie, da, eu trăiesc aici, începe a scrie și după aceea zic, dar uite ce ai adresă în alt raion, dar și contează. E, uite că contează, n-ai dreptul să votezi aici, n-ai dreptul să semnezi aici, ai dreptul să mă susții, să vii să strângi semnături pentru mine, că iată, toți din grupul meu de inițiativă sunt în afara circunscripției 33. Dar nu ai dreptul să semnezi pentru mine. Nici eu nu pot semna pentru mine, nici voi din membrii grupului de inițiativă nu puteți semna pentru mine. Deci asta e diferența față de campania electorală de astă iarnă sau campaniile trecute. Bine, succes și o seară bună. Mulțumesc, Valeriu. Mai ușor o să-mi fie poate săptămâna viitoare când o să încerc să candidez pentru Consiliul Municipal Chișinău. Atunci voi putea chiar din tot municipiul Chișinău să colectez semnături. Vladislav Apostol întreabă dacă mâine voi fi la Trușeni. Da, o să încerc de dimineață și să fiu până seara toată ziua în Trușeni. Și voi merge din casă în casă. M-a întrebat cineva dacă o să fiu și pe strada Gagarin. Da, o să încep de la Ivașcova. Întreabă Alexandru Munteam la ce oră ne vedem la Trușeni. Sandu, hai să zicem, nu chiar cu noaptea în cap, dar eu știu... Hai, vină tu după masă, că ai văzut azi, era la amiază foarte cald. Vină, eu știu, până la 3, de exemplu, și până la 5-6, când încep dezbaterile acolo la guvern, ai auzit că sunt dezbateri mâine la guvern cu ocazia Zilei Independenței. Să te manifesti și tu. Încă nu știm, da? Ținem legătura și discutăm pe privat. În prima zi, când am luat listele de subscripție și legitimațiile de membrii ai grupului de inițiativă, m-am dus pentru că mi-era mai aproape și pentru că ziceam am nostalgie după Durlești, acolo am trăit aproape 10 ani, m-am dus întâi la Durlești, am dat o raită cu bicicleta pe la fostul profesor care m-a găzduit, am fost pe la Oleg Adrian Vlad, simpatizant de-a nostru, poate viitor membru Hyde Park, nevăzătorul acela, m-am dus la el acasă, mi-a semnat, mi-a spus că pleacă din țară și am înțeles că nu va fi la alegeri, pentru că el are disperarea lui că nu e lăsat cu câinele ghid în instituții publice și nu își poate recăpăta vedere, măcar la singurul ochi viu funcțional, celălalt fiind o bilă de sticlă. Și zice că se duce la Ierusalim. El, spre deosebire de mine, e credincios și se duce pe jos în pelerinaj la locurile sfinte. El a mai fost odată pe jos la muntele Ararat, da? Deci dacă a ajuns în Caucaz, din capul lui, atunci poate fără câine. Acum s-ar putea să ajungă și în Asia Mijlocie sau cum se numește, Orientul Apropiat, cum se numește, zona aceea unde e Israelul, Palestina și Ierusalimul. Și după care m-am oprit la Linela, la terminus troleibuzul 10, și am stat și m-am prăjit la soare o jumătate de zi până seara, până la 6, cu oamenii care intrau, ieșeau la Linela, dar foloseam mai ales aerul condiționat de acolo ca să mă mai răcoresc puțin, ca să mai comunic cu oamenii și deci le ziceam și celor care intrau în magazin, și celor care ieșeam din magazin,
că strâng semnături. Am adunat câteva semnături, am mâncat o plăcintă alături și i-am înduioșat pe lucrătorii de la magazinul acela cu plăcinte. Eram chiar flămând pentru că eram nemâncat în ziua aceea. Și în prima zi se pare că am avut 16 semnături, adică, na, foarte puțin, din Durlești. Și a doua zi am dat fugă până la Trușeni. Întâi m-am dus la Casa de Cultură sau pe lângă Casa de Cultură, unde e terenul acela de mini fotbal, am văzut că jucau unii. I-am întrebat ce se întâmplă, cine cu cine joacă. Nimeni nu știa, nu se interesa, dar se uitau doar la bărbați frumoși care aleargă după minge. După aceea am văzut că au apărut și două femei, dar n-am mai avut eu deja răbdare să stau cu ele. N-avea nimeni buletin la ei, la meciul de fotbal, nici jucători, nici suporteri. Am intrat în sala festivă sau ce sala au ei acolo, auxiliară, pentru că sala mare din Casa de Cultură e în reparații. Acolo se așteptau participanți la competițiile de dame, tenis de masă și șah. Am vrut să mă înscriu la competiția de șah, dar cum am văzut că mai sunt alți cinci concurenți și încă nu începuse competiția, zic că o să pierd ziua întreagă aici jucând șah, pentru că eu nu joc prea rapid, stau și mă gândesc mult. Și m-am dus prin sat. Am prins o femeie care a zis, mă duc pe la magazin, dar și mă întorc acasă și semnez și am mers cu ea până la poartă. A semnat și mi s-a plâns că arată într-un hal fără de hal strada Dimitrie Cantemir. După care, pe strada Precup, am strâns mai multe semnături și am alergat, că era duminică, în parc la microfonul liber ca să mă întâlnesc cu ceilalți membri ai grupului de inițiativă, să le dau legitimațiile și listele de subscripție. Și spre seară, după masă, am mers din nou la Durlești. De data asta am mers prin blocurile de acolo, de pe Ștefan cel Mare, mai jos de primărie, am mers pe strada Cișmelilor, se pare, sau pe, nu știu, alte străduțe pe acolo. Pot să mă uit și aici. În fond, semnează pentru mine diverse categorii și oameni care mă cunosc sau recunosc și mă simpatizează, și oameni care nu mă cunosc, dar le par de încredere și semnează pentru mine. Bărbați, femei în măsură egală, tineri, vârstnici, tot așa, fără preponderență. Deci pot să zic că sunt un candidat popular, ziceam doar cu singura problemă că e foarte nevoios procesul de colectat semnături și de aceea aș fi bucuros dacă m-ați anunța când, unde au loc evenimente la care aș putea să vin și eu să asist și eventual să comunic cu oamenii care ar fi dispuși să semneze pentru un potențial candidat independent. Eu acum nu sunt încă candidat, am nevoie de cel puțin 500 de semnături valabile ca să fie înregistrată candidatura și ca să apară în buletinul de vot și ca să apară în dezbateri electorale, ca eventual să vedeți ce pot, cu ce sunt mai bun sau mai slab decât ceilalți concurenți, ca să aveți pe cine vota pe 20 octombrie, dacă aveți de gând să participați la alegerile noi pentru Parlament. În zilele următoare, ziceam, voi încerca să cer liste de subscripții și pentru alte poziții. Voi anunța tot aici, pe internet, despre aceste intenții ale mele, dar presimt că va trebui să mă întind cât mă ține plapuma și cât mă ajută oamenii să fac. Acolo nu sunt obligat pentru consiliul local sau pentru funcția de primar, nu sunt obligat să fac grupuri de inițiative, deci pot să strâng semnături chiar eu însumi, în proprie persoană, dar aș fi bucuros dacă veniți să mă ajutați și pot să vă fac persoane de încredere, tot să sesizez sau cum să notific, să transmit Consiliului Electoral de circumscripție numele, datele voastre de buletine, necesare DNP-ul și adresa de domiciliu și acordul, semnătura că da, vreți să mă reprezentați, ca să vă dea legitimație și ca să puteți colecta și voi semnături în numele meu sau pentru mine. De asemenea, vă încurajez și pe voi să participați.
acum la alegerile locale se scot la mezat mii de funcții de participare politică, da? Deci vreo mie de primari, vreo mie de funcții de primar și deci locuri de consilier în tot așa vreo mie de consilii locale. Unele consilii, cei mai puțini cred că sunt 9 consilieri, cei mai mulți sunt 51 de consilieri în Consiliul Municipal Chișinău. Așadar, puteți să vă implicați, poate participa orice cetățean cu drept de vot care a împlinit azi, mâine sau eu știu până pe 18-19 septembrie, dacă împlinește vârsta de 18 ani, poate omul candida. Pentru funcția de primar e necesar să aveți cel puțin 25 de ani. Dacă vă deleagă un partid, atunci nu aveți nevoie de semnături, decât dacă pentru Parlament vreți să candidați ca mine. Dacă însă nu vă deleagă un partid, vreți să candidați ca Brega independent, atunci vă trebuie semnături, 5% din numărul de alegători, dacă vrei să candidezi pentru funcția de primară, sau pentru un loc în Consiliul Local, îți trebuie 2% din numărul de alegători împărțite la numărul de mandate în Consiliu. Toate informațiile astea sunt disponibile la Consiliul Electoral de Circumscripție, care deja la data asta, mâine, poimâine, trebuie să fie format, iar până pe 30 august deja trebuie să afișeze datele concrete unde se poate primi liste de subscripție pentru a candida independent. Așadar, interesați-vă la primărie din sat sau la Consiliul Raional, dacă vreți să candidați pentru Consiliul Raional sau Consiliul Orășănesc, la primărie orașului. Interesați-vă unde e Consiliul Electoral de Circumscripție și încercați să candidați. Dacă încă nu aveți curaj, încercați să susțineți pe cineva de nădejde, din partide sau mai bine independente, cred că e timpul să participe în viața politică. Tinerii, femeile, persoane cu nevoi speciale, minorități, migranți, implicați-vă și luați-vă soarta în mâini, pentru că dacă nu o să vă implicați voi și nu o să decideți voi cu mâna în sus la votat pro, contra sau la propunerea de proiecte, de amendamente, de legi, de decizii locale, atunci o să decidă și o să voteze alții în locul vostru. Și va fi mai greu atunci să obțineți schimbarea de atitudini și de decizii din afara instituțiilor decizionale, din afara primăriei, din afara Consiliului Local. Așadar, implicați-vă cu Brega sau ca Brega, alături de Brega sau împotriva lui Brega, implicați-vă că viața politică are nevoie de voi. Dacă nu vă implicați, politica își vede de viața ei și folosește ignoranța, neimplicarea voastră ca să facă lucrurile mai rău pentru voi. Lucrurile o să se schimbe. În fiecare zi o să se schimbe. Dar nu o să se schimbe așa cum vreți voi, dacă voi nu o să vreți să participați. Cam asta e relatarea mea la data și la ora asta. Pe 20 octombrie avem alegeri locale, dar și alegeri parțiale noi în patru circumscripții uninominale pentru patru funcții de deputat în Parlament. Pregătiți-vă, cei care faceți parte din aceste circumscripții, să aveți până la 5 buletine de vot. Pregătiți-vă să vă informați, indiferent dacă participați sau nu în colectarea de semnături sau în delegarea unor candidați sau eu știu, promovarea, în campanie electorală. Pregătiți-vă să vă informați cine candidează ca pe data de 20 octombrie să nu fiți luați prin surprindere când vă duceți, vă uitați în buletinul de vot și ziceți, oh, dar cine sunt ăștia? Și atunci fie o să votați cu ochii legați, fie o să votați împotriva tuturor, fie o să fiți tentați să nu vă duceți deloc la vot și asta nu e bine, asta dăunează democrației și sănătății civice a cetățenilor. Eu vă îndemn să vă implicați și să participați. Dacă mai vrea cineva să participe cu mine în dialog ca Valeriu, apăsați pe butonul verde cu doi omuleți în partea de jos a ecranului telefonului, deci puteți intra cu mine în dialog doar de pe telefon, nu de pe computer. Totuși, dacă aveți ceva să-mi spuneți sau să mă întrebați, folosiți chat-ul de pe Facebook și puneți întrebări scrise sau comentați. Eu de aici, de pe computer, o să le citesc și o să le răspund chiar acum sau ulterior,
cu mesaj. Mesaj scris. Alina Rusu zice, degeaba te chinui că Moldova supraviețuiește doar dacă ai crâșă. Moldova e țara în care rubla face treaba. Totuși, Alina zice, ai votul meu, respect Oleg Brega. Mulțumesc. Mă îndoiesc, Alina, că ești totuși din circunscripția 33. Pentru că internetul e mare și acum 32 de oameni se uită la mine, dar e foarte probabil că niciunul din acești oameni nu sunt din circunscripția 33 sau Cavaleriu Muntean, Cavaleriu Gușan, sunt din această circunscripție, dar nu vor putea să voteze pentru că sunt plecați din țară. Totuși, Alina, dacă ai posibilitate, dacă ai cu cine comunica de acolo, din Sângera, Dumbrava, Trușeni, Băcioi, Brăila, Codru, Durlești, spuneți-le să-l caute pe Brega să-l susțină cu o semnătură sau poate chiar cu muncă voluntară să-l ajute să colecteze semnături sau spuneți-le că pe 20 octombrie s-ar putea să-l găsească pe Brega în buletine și să dea cu ștampila în el, să-i dea o șansă să ajungă deputat sau consilier, să ajungă în vreo funcție publică. Până acum n-am deținut nicio funcție publică. N-aveți ce să-mi cereți randament și rezultate pentru că n-am avut ocazia și am participat la diverse concursuri. Nu m-au ales cei din partide, din guvernări. De asta apelez deja a patra oară la cetățeni. Măcar cu votul cetățenilor poate să ajungă în funcție publică. Dacă nu, eu vedeți, nu mor de foame. Mă descurc cu camera, filmez pe internet, fac valuri, am alte joburi. Nu mor de foame, nu mă plictisesc. Dar mă gândesc să vă dau o șansă să vă implicați, să aveți pe cine vota. Eu voi organiza la Ghidigici să vii pentru iscălituri. Leonid Graur, mulțumesc, dar n-ai înțeles. Ghidigici nu face parte din circunscripția 33. Dar iată, am om din Ghidigici care vine să mă susțină. Chiar aici am semnătura lui, participă în grupul de inițiativă. Om din Ghidigici. Scuze, nu, e din Grătiești omul. Hai, aștept un om și din Ghidigici. Ăsta care a venit acum, om, e din Grătiești. Deci nici Grădiești, nici Ghidighici nu fac parte din circumscripția 33. Claudia Lupuț zice, eu sunt din Oradea. Mulțumesc. Când o să candidez în România, poate vreodată, o să am nevoie și de susținerea dumneavoastră. Acum, la Oradea, nu se votează pentru Consiliul, pentru circumscripția 33 din Republica Moldova. Mai ales dacă nu aveți cetățenie moldovenească. În România se va putea vota pentru circunscripția 50, se fac și acolo alegeri, dar eu am decis acolo să nu mai candidez, mi-a fost clar. Au avut 13 concurenți alegătorii din diaspora europeană și au preferat-o pe Maia Sandu în proporție de 82%. Să fiți sănătoși, eu nu mă bag să mai iau odată 3% jumătate. Am înțeles preferințele voastre, da svidania. Să vedem ce o să zică suburbiile din sud-vestul Chișinăului. Ce o să zică, ce concurență o să aibă, pe cine o să aleagă. Pe 20 octombrie, la alegerile locale și cele parlamentare noi, în patru circumscripții, inclusiv circumscripția 33. Dacă nu mai sunt întrebări sau comentarii, văd că o persoană aici a încercat să intre cu mine în dialog, dar văd că nu se descurcă. Important e să țineți telefonul pe orizontală și să acceptați rotirea automată a ecranului. Probabil din motivul ăsta nu vă lasă să intrați cu mine în dialog. Dacă stați pe verticală așa sau dacă nu acceptați rotirea automată a ecranului, s-ar putea să nu funcționeze treaba, chiar dacă, cum vă spuneam, cineva chiar a apăsat butonul verde, Veronica Ionașcu a încercat să intre cu mine în dialog, dar nu a mers, nu a fost acceptată. Trebuie să pornească rotirea automată a ecranului, pentru că eu, iată, vorbesc, emit în poziție orizontală. Asta e un tic, e un defect de cineastă. Am făcut școală de cinematografie, am lucrat în televiziune și mie îmi place să umplu ecranul, nu să fac câmpuri negre cum faceți voi pe YouTube când transmiteți în direct.
pe Instagram, pe Facebook merge transmisiunea în direct pe verticală, dar pe YouTube, la cinematograf, la televiziune, verticalele astea sunt înfiorătoare, cu câmpuri negre prea mari. Aliona Pare zice, chiar dacă nu te putem vota, noi te susținem. Dacă ajungi sus, să nu uiți de oameni. Mulțumesc, Aliona. Vă rog să-mi amintiți atunci, dacă o să simțiți că am călcat prin străchini. Mă salută doamna Valentina Cușnir. Dânsa știu că e de la Călăraș, oricum nu poate semna pentru mine, dar acum e și plecată din țară, cu atât mai mult. Doamnă, poate e timpul să candidați dumneavoastră în diaspora europeană, dacă o să fiu pe la Iași sau pe la București, s-ar putea să votez pentru dumneavoastră, pentru că îmi păreți convingătoare, mai ales când ați fost în Parlament, mi-ați părut una dintre puținele deputate din acea legislatură bătăioase și cu grijă pentru oameni, de ce vă sfătuiesc, vă recomand să încercați, sunteți făcută pentru politică. Alte comentarii și întrebări nu mai văd, de aceea mă gândesc să închid, chiar dacă 35 de oameni încă se uită la mine, dar deja a trecut mai bine de jumătate de oră de când vorbesc, e trecut de ora 9, vreau să mă odihnesc, pentru că mâine nu sărbesc ziua independenței, n-am ce sărbători, voi ieși din nou la colectat semnături, pentru că trece luna și trebuie să am roadă, să am ce prezenta la Consiliul Electoral de Circumscripție, ca să nu-i dezamăgesc pe cei care deja au semnat pentru mine sau pe cei care stau departe, nu pot vota, nu pot candida ca mine sau alături de mine, dar sper ca eu să reușesc ca eventual să prindă la curaj și alții. Mulțumesc foarte mult pentru că mă urmăriți, că vă pasă, că vă interesează. Vă rog, like, share, comentați, implicați-vă, ajutați-mă în felul ăsta să afle lumea că Brega nu se lasă, insistă să se bage în politică. Până acum n-a reușit nici în concursuri, nici în competiții electorale să răzbată, dar Brega nu se lasă și e foarte posibil că într-o zi o să ajungă într-o anumită poziție publică și atunci vom vedea de ce este capabil. Mai încearcă o dată Veronica să răzbată, dacă nu poate, o rog să comenteze text și eu voi da replică, dacă e întrebare, voi da răspuns. Pe 28 august e hram la Sângera, du-te acolo și colectează, mulțumesc. Dar tare mă tem eu de sărbătoarele astea ca hramul, că de regulă dimineață mai găsești oameni treji, dar după masă numai plin de chef și oaspeți veniți din alte sate care nu pot să mă ajute, nu poate să semneze. O să încerc oricum, o să am în vedere. Mulțumesc, Valeriu, pentru informația cu 28 august de Sfânta Maria. Rusco izvestnui, может, как-то вам помочь? Mă întreabă cineva. Dar cine e rusco izvestnui? Как-то вам помочь. Nu am probleme cu ruscoizvestnei, dar pentru că nu am nicio listă de cele în limba rusă și data trecută mi-amintesc că acela, Vadim Brânzaniuc, zicea că cei care scriu grafie chirilică trebuie să scrie pe listele de limba rusă. E foarte posibil ca cei ruscoizvestnei care semnează pentru mine sau iată moldoveni care nu știu 26 de litere din grafia latină să fi semnat pentru mine degeaba. Semnat pentru Brega, pentru că semnătura lor nu o să iau în considerație. Nu știu ce miroase ars a pârlit aici la mine. Cred că știu. Am băgat laptopul în pernă și suflă coolerul ăsta în pernă și miroase a pene pârlite. M-am liniștit. Hai dacă m-au mai apărut întrebări, comentarii, le citesc. După care o să închid, pentru că femeia ce văd că n-a reușit să intre, Veronica Ionașcu, nu mai încerca dacă nu reușești. Sau, cum ți-am zis, ține telefonul pe orizontală și acceptă rotirea automată a ecranului. Ai văzut că a reușit Valeriu, deci e posibil tehnic, doar că trebuie să accepți sfaturile mele. Nu știu despre cine e vorba, acel ruscoizvestnei. Oricum, mulțumesc că mă urmăriți. Ați văzut, n-am vorbit deloc rusește, dar femeia m-a înțeles, deci probabil înțelege și română. Am să distribui live-ul dumneavoastră, domnul Brega. Mulțumesc, Claudia Lupul.
Sper că ai și basarabieni printre prieteni și o să vadă live-ul de aici. Dacă nu, măcar să afle că Brega are ambiții politice și că e foarte posibil la alegerile de la anul locale și după aceea parlamentare, poate chiar anticipate, să participe și în viața politică românească. Ați auzit că s-a rupt coaliția de guvernare și e foarte posibil să avem alegeri anticipate, poate chiar anul ăsta sau în primăvară și în România. Deci, dacă nu reușesc aici sau chiar dacă reușesc aici, mă voi implica și în viața politică din România, pentru că eu consider că așa se face unirea. Eu am dublă cetățenie de 20 și ceva de ani. Frații mei, rudele mele, plecați mare parte în România, așa se face unirea. Activând peste Prut, combinând relații de business, de prietenie, de familie, peste Prut și dându-le cu tifla mafiilor de aici și de dincolo, punând poliția, jandarmeria, carabinieri, punându-i la treabă să apere legea. Da, cred că sunt astea întrebările și comentariile. Ne-ai făcut să râdem cu laptopul tău. Da, aveți grijă cum puneți laptopul. Unii sunt tentați să stea cu laptopul în pat, dar nu știu că la laptop există procesorul care produce multă căldură, de atâta sub el este tot timpul un cooler, o morișcă care face vânt și dacă gratile cele de la cooler le astupați cu perna cu ceva, puteți să faceți chiar și un incendiu sau o explozie. Așadar, nu faceți ca Brega, nu băgați laptopul cu fața în pernă. Laptopul, ca și omul, se înnădușe și poate să facă bum! Noapte bună!